Dragi făgărășeni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitații mei de astăzi sunt domnul profesor Nicolae Postolache, consilier județean PER, și domnul avocat Petru Malene, consilier local PER. Bine ați revenit în emisiunea noastră, domnilor consilieri. Bună ziua, bine v-am regăsit, îi salutăm pe făgărășeni. Bună ziua. Iată că în urmă cu câteva zile, primăria a organizat o dezbatere publică pentru făgărășeni privitor la instituirea acelei taxe de salubritate. În sala de consiliu, că acolo s-a desfășurat, au fost două persoane și presa, bineînțeles, presa a fost prezentă, însă numai două persoane. Doi făgărășeni au fost interesați să participe la această dezbatere, zic eu, importantă pentru și pentru buzunarul lor în ultimă instanță. De asemenea, a fost un singur consilier, domnul Petru Malene, și din cei doi, iarăși, au fost doi reprezentanți al unor partide, unul tot de la PER, de la dumneavoastră, domnul Mercurian, parcă nu, da? Și un reprezentant al USR-ului. Credeți că acest dezinteres pentru dezbatere se va reflecta și în dezinteresul pentru colectarea selectivă, pentru reciclare, adică dă un semnal despre acest dezinteres în ceea ce privește salubritatea? Posibil. Referitor la ceea ce a spus dumneavoastră, într-adevăr ar trebui să menționăm faptul că cetățenii ar trebui să se implice mult mai mult. Dar din punctul meu de vedere a fost și o oră puțin cam nepotrivită. La ora 12 cetățenii în mare parte sunt la lucru sau poate au alte activități. Deci de aceea și propune administrației locale să țină cont când mai organizează asemenea consultări publice ca ora respectivă să fie alta după amiaza, fiindcă eu aș atrage atenția că atunci când s-a discutat despre problema sensorilor giratorii și aceste întâlniri s-au făcut după amiaza, spre exemplu la Casa de Cultură au fost mult mai mulți făgărășeni. De aceea eu chiar numele Partidului Ecologist Român, ținând cont că este o temă foarte importantă pentru noi, pentru făgărași, aș solicita reluarea acestei discuții publice din mai multe motive. În primul rând, aș solicita mediatizarea pe posturile publice TV din Făgăraș și în presa făgărășeană, fiindcă această decizie prevede niște măsuri care ne afectează pe noi, pe făgărășeni, dintr-un anumit punct de vedere, dar în aceeași măsură sunt și foarte importante pentru gospodărirea municipiului nostru. Și făgărășeanul e bine să cunoască care sunt, să spunem, dintr-o sursă sigură, care sunt aceste propuneri în ceea ce privește modificarea referitor la plata unor taxe, la strategia pe care o va aplica administrația locală referitoare la colectarea selectivă a deșeurilor. Și mai este o problemă, cetățeanul ar trebui să știe și care este strategia pe termen lung. Fiindcă noi trebuie să specificăm un lucru. Este foarte clar că Salco la ora actuală, care funcționează ca o unitate de gospodărire locală sub patronajul primăriei, nu este rentabilă. Această instituție care și-a început activitatea în urmă cu 16 ani n-a reușit pe parcursul acestor ani, să spunem, o activitate prin care să se susțină. Și atunci se pare că sprijinul cetățenilor este necesar. Dar cetățeanul, dacă de data aceasta sau cetățeanului îi se solicită o contribuție destul de consistentă în raport cu ceea ce a fost până acum, el va trebui să știe acest efort unde se va regăsi, acest efort cum va fi cuantificat și care va fi strategia pe termen lung, fiindcă trebuie să recunoaștem că sunt câteva probleme din acest punct de vedere. Prima este clar o problemă de management. Deci atunci când, din punct de vedere funcțional, există carențe, înseamnă că va trebui să vedem managementul pe ansamblu. Și aici eu mă refer la managementul de-a lungul timpului, normal, fiindcă nimeni nu cred că are pretenția să solicite ca în 2 ani să faci o asemenea instituție rentabilă sau să rezolve această problemă.
dintr-un alt punct de vedere. Va trebui să avem și o strategie pe termen lung care să se articuleze cu deciziile europene în ceea ce privește și protecția mediului, dar și selectarea deșeurilor. Fiindcă în aceste costuri trebuie să ținem cont și transportul acestor deșeuri la o distanță foarte mare. Da? Singura în județul Brașov groapă ecologică autorizată de Ministerul Mediului este cea de la Săcele. Ori costurile acestui transport sunt foarte ridicate. De asemenea, mai există o problemă și anume nu reușim într-adevăr să facem o colectare selectivă și o mare parte din aceste deșeuri să le revalorificăm. La nivelul României, spre exemplu, această cotă de revalorificare este extrem, extrem de redusă, 2%, în timp ce în alte țări europene, Danemarca, Olanda, este 98%. Fiindcă dacă acest proces ar funcționa și atunci cartonul, hârtia, sticla, metalul, toate ar fi revalorificate și efectiv ar trebui să colectăm doar o parte a deșeurilor menajere, care într-adevăr, deci nu poți să le revalorifici, atunci normal că și costurile ar fi mult mai mici. Am văzut că dumneavoastră tot dorea să interveniți când vă spuneam eu de rentabilitate. Eu când mă refer la rentabilitate și imediat, mă gândesc și la dotare, fiindcă să nu uităm că într-o ședință de Consiliul Local în urmă cu ceva vreme, managerul a venit și a prezentat această situație, deci că această instituție la ora actuală nu este dotată corespunzător pentru a efectua niște servicii de calitate și să spunem niște servicii care să corespundă unor standarde europene. Ori ar fi trebuit ca această dotare să se facă în timp. Este într-adevăr foarte greu să vii acum să ceri primăriei Făgăraș dintr-o dată nu știu câte mașini, știu eu, nu știu câte, știu eu, tocătoare sau alte utilaje de natură ecologică. De ce voiam să intervin? Pentru că, din câte știu eu, până era domnul Marian director, sau mulți ani când dumnealui a fost director, a fost pe profit societatea. Deci, eu așa, informația asta o am, că era pe profit. Nu știu acum... Nu mai am acum așa date foarte, foarte clare, însă poate dumneavoastră puteți să îmi spuneți, că pentru că faceți parte din AGA, ca și consilier local, dar poate că nu s-au făcut investițiile așa cum trebuie, dar din câte știu era pe profit, deci n-ar fi o nerentabilă. Și mai mult, vedeți că sunt mulți moguli de aceștia la nivel național care s-au îmbogățit tocmai pe salubritate, ca să dau numai pe prigoană. Un exemplu. Așa este. Da. Atunci când domnul profesor s-a exprimat la nivelul că nu există profit la această societate, mă gândesc că a vrut să spună că nu există profitul suficient pentru o astfel de activitate. Dacă aceasta ar fi o activitate particulară, privată, cu siguranță lucrurile ar căpăta o altă turnură. Însă, ceea ce privește societatea făgărășeană și interesul acesteia, acela, în primul rând, de a avea locuri de muncă cât mai multe și cât mai bine plătite, iar pe de altă parte de a avea servicii publice la un nivel cât mai ridicat, este o problemă pe care trebuie să o privim în ansamblu. Dacă s-ar urmări strict obținerea unor venituri sau a unei eficiențe economice cât mai ridicate, aceasta, cu siguranță, s-ar reflecta într-un fel sau altul și asupra bugetului fiecărei familii din Făgăraș, pe de o parte, iar pe de alta și asupra numărului de salariați pe care i-ar avea societatea făgărășeană. Trebuie să privim lucrurile în față și să spunem că ne interesează să avem, ca și comunitate, un serviciu bine făcut, și să avem un număr de salariați suficient care să desfășoare această activitate cu resurse locale, astfel încât lucrurile acestea să aibă un circuit, adică societatea făgărășeană să crească în ansamblu. Este adevărat, nu s-au efectuat investiții majore de-a lungul timpului. S-au efectuat, nu putem spune că vechea conducere nu a făcut nimic în acest sens. A făcut la nivelul la care atunci era tehnic posibil. S-au cumpărat acele mașini cu volan pe dreapta. Da, mă rog. Nu vor mai putea circula. Sigur, a devenit o problemă stringentă, pentru nu vor mai putea circula în viitorul apropiat. Parcul de mașini va trebui, într-un fel sau altul, reînnoit.
Asta nu se face peste noapte și nu se face cu bani puțini. Trebuiesc alocate surse importante și nu vor fi alte locuri de unde aceasta să fie finanțată decât în mare parte din bugetul local. În ceea ce privește taxa de salubrizare, acum discutată, care a făcut obiectul dezbaterii publice, aceasta nu vizează neapărat dezvoltarea societății, ci menținerea acesteia funcționale. Ori există acele programe naționale care vor urma să se deruleze, dar nu se vor derula de mâine. Acelea urmează cursul lor firesc și dacă vor intra, dacă se vor putea aplica din 2020-2022, va fi un lucru foarte bun. Ori până atunci avem nevoie ca societatea să supraviețuiască, avem nevoie ca activitatea să se desfășoare la un nivel satisfăcător, cât mai bun posibil. E adevărat, interesul cetățeanului s-a văzut cu ochiul liber. În acea sală au fost 15 reprezentanți ai primăriei de la diverse servicii, reprezentanții presei și două persoane din afară. Nici măcar toți consilierii locali nu au fost prezenți. E adevărat, fiecare este ocupat cu problemele curente. Da, și cum a spus și domn profesor, ora a fost cam nepotrivită. Ora a fost cam nepotrivită, eu aș vrea să spun un pic mai mult decât atât. A fost un lucru desfășurat, eu știu, în pripă oarecum. În pripă pentru că urmează să fie implementat în viitorul foarte apropiat, nu mai este foarte mult timp la dispoziție. De aceea vreau să vă întreb, că din câte știu eu, trebuie să treacă prin Consiliul Local. Sigur că dacă aprobați în Consiliul Local aceasta. Sigur. Sau mai întâi prin ACA? Nici săptămâna viitoare, nu. Da. Discutăm despre o taxă locală. Discutăm despre o taxă locală care vizează taxă specială. Autoritatea deliberativă. Da. Deci urmează autoritatea executivă, a muncit, a pus pe masă acest regulament privind aplicarea taxei speciale de salubrizare, care a fost supus dezbaterii publice. Acesta urmează să fie supus dezbaterii în comisiile de specialitate ale Consiliului Local săptămâna viitoare și probabil în următoarea perioadă în ședință de Consiliu, în plenul Consiliului Local. Care chiar va și fi la poziția dumneavoastră? S-a mărit foarte mult de la 8 lei la 13 lei. Așa este. E o mărire substanțială. Da. Însă mărirea asta substanțială va trebui privită la nivelul cadrului care îl privește. Despre ce vorbim? Vorbim despre funcționarea societății de salubritate în Făgăraș. Vorbim despre desfășurarea serviciului de salubritate în Făgăraș. Autoritatea locală are responsabilități în acest sens. Nu putem spune că de mâine, pentru că nu mai putem să suportăm activitatea economică nu se mai închide pe cei 8 lei și un pic cât este taxa astăzi, nu vom putea spune că nu mai ridicăm gunoaiele din oraș. Trebuie să facem ceva în acest sens. Această mărire de taxă, mărire de preț al ridicării gunoaielor din oraș, reprezintă un salt substanțial. Din justificările de preț pe care le-au adus cei reprezentanții societății, acesta ar reprezenta un minim de supraviețuire. Urmează, așa cum a spus și domn profesor, să fie alocate surse separate pentru dotarea și funcționarea până la momentul la care acel program național va fi implementat. Deci, mai urmează. Se vorbeau de 600.000 de euro, sumă destul de importantă. Da? Un minimum necesar pentru a putea dota societatea cu niște autoutilitare de colectare a deșeurilor așa cum se dorește într-un mod selectiv și a unor utilaje de tocat materiale vegetale și moloz din construcție, am înțeles. Deci acestea sunt absolut necesare pentru a putea funcționa. Noi avem ținte de realizat, adică de diminuare a cantității de deșeuri depuse la groapa ecologică. Ori în acest moment stăm foarte rău din acest punct de vedere. Da, păi și se spunea în ședința respectivă reprezentanții SALCO, pentru că trebuie să recunoaștem, există preocupare
și la nivelul conducerii Salco și la nivelul primăriei să se rezolve această problemă și chiar ei spuneau că dacă se va face această colectare selectivă, se va face reciclarea, există posibilitatea ca din 2020 să scadă aceste tarife la ridicarea gunoaielor. Așa este. Așa este. Însă până atunci, până la 2020, prin acest regulament și prin celelalte discuții care s-au purtat, se dorește înființarea unor puncte de colectare a materialelor reciclabile în oraș, astfel încât efortul pe persoană, ceea ce are de plătit fiecare persoană pentru activitatea de salubrizare, să fie cât mai redusă. Existând posibilitatea chiar a se recupera integral această taxă. E adevărat, întâi ea trebuie plătită. Aceasta, așa cum prevede regulamentul, are scadență la trimestru, se plătește la fel ca și impozitul pentru imobile. La fel ca la aceleași termene de plată. Sigur, am spus-o și eu în cadrul dezbaterii publice. Poate că ar fi fost mult mai util ca scadența aceasta să existe posibilitatea de plată lunară, astfel încât efortul pe familie să fie unul cât mai diluat. E adevărat că acest lucru presupune și un volum mult mai mare de activitate al aparatului de lucru al primăriei. Oricum, prin implementarea acestei taxe, efortul pe autoritatea executivă și pe bugetul municipiului Făgăraș este unul consistent. Da. Vor exista probleme, într-adevăr, cu privire la alocarea celor funcționari care se vor ocupa de acest lucru, de modificări, de fișe de post. Vor fi niște probleme pe care sunt convins că executivul, domnul primar, va avea suficientă diligență încât să le depășească cu brio. Țintele sunt, mă uitam în expunerea aceea de motive, sunt 40% țintele de reciclare. 40% pentru 2019 și 50% pentru 2020. Le considerați, cum să spun eu, aceste ținte realiste? Eu mă îndoiesc că vor fi atinse în Făgăraș. Deci vreau să vă spun că aceste ținte nu sunt fixate neapărat la Făgăraș, ci noi trebuie să respectăm niște ținte prevăzute la nivel european. Și România are datoria, conform Comisiei Europene pentru Mediu, să marșeze normal la realizarea acestor ținte. Cum spuneam puțin mai devreme, ceea ce vă spuneam despre cât colectăm noi selectiv 2%, sunt cifre oficiale. Stăm cel mai rău la nivelul Uniunii Europene. În ceea ce privește realizarea acestei colectări, însuia și atrage atenția din punct de vedere tehnic, citind acest proiect de regulament, că eu am impresia că se aruncă sarcina mai mult asupra cetățeanului. Adică, pe de o parte, cetățeanul este cel care trebuie să susțină acum funcționarea, cum spunea colegul, și eu ca cetățean, fiindcă din punct de vedere al profitului nu este treaba noastră. Ar trebui să chemați pe cineva, chiar managerul de la Salco, să discutați această problemă. Dar eu ca cetățean îmi pun acum problema când aflu că trebuie să dublăm aproape prețul doar ca să funcționeze cât de cât, sigur, îmi dau seama că nu este rentabilă. Și mai mult decât atât, primăria să intervine prin fonduri proprii ca să cumpere anumite utilaje. Deci există o anumită problemă. Dar nu cred că este normal această grabă până nu asigurăm o anumită logistică. Într-adevăr, îi cerem doar cetățeanului ca el să colecteze selectiv în continuare, el să ducă la acele centre, haide să dăm drumul la acele centre, să vedem unde sunt, unde vor funcționa, ca cetățeanul să-și poată să recupereze din bani. Este o metodă, dacă este să o discutăm, care ține de perioada înainte de 1990. Erau centre de colectare, da. Se colecta sticla, se colecta hârtia, mulți oameni își făceau treaba, erau studenți, mi-aduc aminte, în căminile studențești care colectau la greu sticlă, în special, sticlă și hârtie, da. Și scoteau un bani, fiindcă se pare că n-am găsit o rețetă sau, să spunem, o procedură mai modernă ca să facem această colectare. Și aruncăm sarcina și financiară și a colectării în mare măsură doar asupra cetățeanului. Vreau să vă spun că noi, ca Partid Ecologist, chiar ne-am implicat foarte mult când am auzit.
o seară înainte de această discuție publică, am și avut o întâlnire și am discutat la partid și fiecare dintre noi și-a spus punctul de vedere, ce am discutat cu prieteni, cu făgărășeni și făcând o glumă, de aia se și justifică faptul că 50% din prezență s-a datorat periului, da, la întâlnirea aceasta publică. Râdem cu glumim, dar nu este ok. Însă vreau să vă spun, fiindcă foarte mulți cetățeni au ridicat anumite probleme și ne-au spus, da, dar noi pe timpul verii, și sunt foarte mulți făgărășeni, suntem plecați. Înainte te duceai la asociația de proprietari, făceai o cerere, demonstrai că ai plecat și erai scos. Ori acum acest proiect prevede că trebuie să faci dovadă cu anumite acte, adică dacă ți-ai făcut viză de flotant. Păi un făgărășan care are o casă la țară și pe timpul concediului să duce acolo o lună, două, face viză de flotant. Sau știu eu, prin alte documente. Dacă nu, eu bilet de avion. Exact. Eu voi fi nevoit în continuare să plătesc și aici, chiar dacă acele servicii nu mi se oferă. Sau am văzut chiar cetățenii care sunt plecați în străinătate, sunt obligați să plătească 3 luni din an. Da. Iară vor fi probleme din acest punct de vedere. Fiindcă sunt cetățeni care au venit și ne-a spus, știți, nouă ni se pare că mai mult, și adevărul acesta este, că la ora actuală nu toate persoanele sau nu toate proprietățile au un contract cu Salco în ceea ce privește ridicarea gunoiului. Dar nici de maniera asta, acum să-i prindem pe toți obligatoriu, i-am recenzat acolo și din momentul în care te-am prins, tu ești clientul nostru, trebuie lunar să ne plătești suma respectivă. Va trebui să vedem că din punct de vedere al unei interpretări democratice, trebuie să fie un raport foarte strict, adică între serviciu oferit de ceea ce beneficiez și ceea ce este sarcina mea. Mai este o problemă, am văzut, se spune acolo, dacă nu depune cetățeanul o declarație referitor la această colectare a deșeurilor ca număr de persoane până în mai, automat vor fi trecute 4 persoane. De ce să nu fie trecute 2? Că majoritatea familiilor sunt îmbătrânite în Făgăraș și sunt 2 persoane. Deci avem senzația că mai mult dorim să ne mărim niște venituri, dar partea cealaltă, referitoare la strategia pe termen mediu și lung, este lăsată deoparte, fiindcă, într-adevăr, noi facem un efort și cetățenii fac un efort. Este necesar, dar în același timp vreau să văd, se va rezolva această problemă? Fiindcă eu rămân la părerea mea că în 16 ani această problemă nu s-a rezolvat, fiindcă modul cum s-a făcut colectarea înainte de acum de ani n-a fost una nici europeană, nici eficientă, ci cel mult a fost benefică, poate pentru anumiți cetățeni care știu eu îndeplineau niște funcții acolo. Fiindcă haideți să vedem și un program atunci de restructurare, fiindcă presa făgărășană spunea săptămâna trecută că jumătate din bugetul Salco se duce pe salarii. Hai să vedem. Poate facem o altă organigramă, poate se intervine, știu, și din alte puncte de vedere, dar pe noi ca partid ecologist ne-ar interesa și am și spus o generalizare acestor puncte de colectare selectivă subterană. S-au făcut 2, dar dacă am fi avut buget și dacă în timp s-ar fi extins și acum aveam o rețea de colectare subterană, în care eu, cetățean, mă duceam și mi-aruncam plasticul separat, hârtia separat, metalul separat și celelalte separat și întreprinderea era capabilă să colecteze separat, era de mult rezolvată problema colectării selective, fiindcă era mai primit noi o reclamație ca partid în care ni s-a spus, domnul profesor, atâta vorbiți dumneavoastră în mediu online și cu tare, da, domnule, când vin și le ridică la grămadă. Păi nu mai colectez selectiv. Dar pe chiar tocmai asta mi-a zis și domnul Popa la un moment dat. Zice, le-am pus frumos pe albastru, galben și când a venit le-am pus toate la un loc. Deci venea să nebunesc când am Vedeți, de aceea supărarea cetățeanului și a noastră ca partid ecologist, fiindcă lucrurile acestea, înainte de a ne grăbi că vine 1 ianuarie să introducem această taxă, trebuie discutate, să spunem, mai cu mult calm, trebuie să asiguri o anumită logistică, cum spunea și colegul, ai nevoie de o logistică. Unde sunt punctele acelea de colectare? Trebuie, știu eu, pe ofișa postului sau pe organigramă persoane noi care să se ocupe de așa ceva, să am într-adevăr certitudinea că îmi pot recupera
și să vedem care va fi această strategie pe termen mediu și lung din punct de vedere al colectării deșeurilor la Făgăraș, fiindcă n-am rezolvat-o. Tomberoanele alea vechi tot sunt pe trotuar acolo. Chiar dacă avem clopote și avem acum și două stații din acestea de colectare subterană pe care noi vrem să le extindem, sunt necesare și pe care vrem să le combinăm și cu alte activități de natură ecologică, adică extinderea spațiului verde, protejarea, plantarea în anumite domenii și în anumite zone ale domeniului public. Vedeți? Trebuie să avem o strategie foarte bine articulată pentru a fi într-adevăr un oraș verde și ceea ce vorbeam în săptămâna mobilității de anul trecut, să devenim treptat un smart city. Că dacă investim și vedem că la ora actuală doar cetățean, el trebuie să facă efortul și este un efort destul de consistent. Fiindcă discutam noi înainte de a intra în emisiune, în Franța pentru câțiva 5 la litru de motorină ați văzut ce a ieșit. Da. Ori noi acum... Din primăvară până acum, cetățeanul a suportat o scumpire de 35% la gaze, se vor scumpi și de la 1 ianuarie. La noi aici local punem această taxă care vizează vreo 40%, nu 5, nu 10. Deci atunci ar trebui să vedem, domne, rezolvăm problema? Haideți să o discutăm pe larg. Acum, fiindcă ați menționat despre și menționat colegul de acel proiect, vreau să fac câteva precizări, fiindcă, într-adevăr, optica aceasta este și eu am încredere aici că domnul primar, pe termen lung, va reuși să rezolve problema în sensul că acel sistem de management integral la nivelul județului, care se dezvoltă în parteneriat cu ISO, va funcționa. În ce sens? S-au parcurs anumite etape, s-au depus ofertele, s-a făcut adjudecare, dar din păcate a existat o contestație în instanță la Brașov. Astăzi am discutat la compartimentul tehnic și mi s-a spus că tribunalul ar fi dat câștig de cauză Consiliului Județean, mai e termenul de 10 zile când poate fi contestată această hotărâre și atunci, dacă rămâne definitivă, ISOMediu și Consiliul Județean cu partenerul care a fost ales pot să facă proiectul și să depună pentru accesarea acelei sume despre care ați vorbit dumneavoastră și, într-adevăr, atunci lucrurile se pot rezolva, fiindcă iarăși trebuie să recunoaștem că stăm rău, nu numai la Făgăraș și în județul Brașov. Au fost închise 7 gropi care nu erau ecologice la cererea Comisiei pentru Mediu la nivelul Consiliului European. Din păcate nu s-au rezolvat prea multe lucruri. Ați văzut și în presa făgărășeană de săptămâna trecută o știre că Salco este nevoită să plătească o amendă consistentă pentru garda de mediu. Și înseamnă că dacă nu se iau niște măsuri, va trebui să plătim vreo 2-3 ani până reușim să implementăm acest sistem de management integrat al deșeurilor. De aceea problema nu este foarte simplă. Și este această soluție, să zicem, o găsim de moment, ca cetățeanul să se implice, este o implicare a cetățeanului. De asemenea, condiții, cum s-a întâmplat și Franța, părerea mea este ca autoritatea locală, firma respectivă, ar trebui să iasă public mai mult pe postul de televiziune, în media, să explice, după care la o oră rezonabilă să se facă această consultare publică la care să participe cetățenii, să ne asumăm cu toții o responsabilitate și aici chiar vreau să spun că din punct de vedere civic, vedeți, politica asta de după 1990 nu a fost eficientă. Adică îi dăm senzația cetățeanului că dacă am ales cu tare partid sau anumite persoane, ăștia rezolvă tot. E, nu este chiar așa. Cetățeanul trebuie să se implice. Cetățeanul trebuie să spună punctul de vedere. Cetățeanul trebuie să fie prezent și cetățeanul trebuie să marșeze. Fiindcă dacă nu-l conștientizăm pe cetățean, nu ne-l facem partener și nu-l implicăm și nu reușim să colectăm selectiv, atunci toate aceste eforturi sunt în zadar. Cu privire la acea participare redusă la dezbaterea publică, am avut și atunci și am și acum o doleanță pentru autoritatea locală și atunci am afirmat cu tărie că ar trebui implicate mai mult. E adevărat, cum să implici toți cetățenii? Făcând publicitate evenimentului, însă cetățenii se manifestă prin organizații non-profit, prin ONG-urile existente în Făgăraș, acolo unde spiritul civic este mult mai prezent, ori o convocare a acestor
organizații non-profit din Făgăraș, la fiecare dintre dezbaterile publice organizate de autoritatea locală, nu poate fi decât benefică. Nu poate decât să contribuie la implementarea în conștiința publică a demersului pe care administrația locală îl desfășoară. Un astfel de lucru este de dorit și din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții ai primăriei, se dorește crearea unei baze de date cu toate organizațiile non-profit, astfel încât acestea să poată fi informate online în timp util, cu trimitere la materiale, la locul unde acele materiale se află pe, în spațiul online, astfel încât să fie cât mai bine cunoscute de acestea și la momentul dezbaterii publice cei prezenți să fie în cunoștință de cauză. Și acum materialele au fost pe site-ul primăriei, nu știu câte persoane sunt în măsură să acceseze așa din proprie inițiativă, să urmărească site-ul primăriei, ci mai degrabă prin acești vectori de imagine ai societății civile, mult mai repede ar pătrunde informația. Domnilor consilieri, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Știu că mai aveam mult de discutat. O să vă chem altă dată ca să discutăm și temele celelalte pe care nu le-am putut, din păcate, astăzi aborda. Vă mulțumim. Mulțumim. Dragi făgărășeni, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.